Mulțumim cu poziția a treia la finalul turului. Da, una peste alta putem spune că am avut un tur de campionat bun. Păcat de această ultimă etapă. Ne doream foarte mult să ne menținem pe locul 2, însă în 10 minute am pierdut acel meci și din păcate am coborât o poziție. Însă, după cum am spus, una peste alta consider că am făcut un tur de campionat bun. Însă nu s-a terminat anul, mai avem încă 3 etape și e important să rămânem concentrați și să încercăm să câștigăm maximul din aceste 3 meciuri și să ne menținem pe podium. E locul 2 un obiectiv pentru aceste ultime 2-3 meciuri? 2 sau 3, cred. Nu, obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci în parte. Nu va depinde numai de noi să rămânem, să urcăm pe locul 2 sau să rămânem pe podium. Dacă vom câștiga fiecare meci în parte și dacă vom juca bine și vom reuși să obținem puncte, cu siguranță vom reuși să terminăm acolo sus. Depindeți numai de voi pentru locul 3. Da, exact, după cum am și spus, dacă reușim să câștigăm aceste meciuri, sunt convins că vom termina anul liniștit, vom termina anul acolo unde ne dorim cu toții și unde cred că merităm la cum s-a desfășurat acest tur. Chiar dacă am avut și sincope în unele meciuri și am și pierdut unele la scor, din păcate stilul nostru de joc se pare că ori câștigăm, ori pierdem la diferență mare, din păcate. Însă v-am spus, una peste alta, consider că am avut un tur de campionat bun și nu-mi doresc decât ca și anul să-l terminăm la fel de bine. Ce se întâmplă cu echipa, cu repriza a doua? Ne pierdem pe bandă rulantă, meci de meci. Nu toate acasă, de exemplu, am câștigat a doua repriză, am reușit să revenim cu Chiajna. V-am spus-o, nu știu, am la meciul de la Ploiești, cred că am ieșit puțin relaxați, ei ne-au surprins. Au fost acele 7-8 minute în care pur și simplu nu știam ce se întâmplă cu noi. Lor le-a intrat tot și la 4-1 e greu să, în minutul 60 la 4-1 e greu să mai, nu știu, mental cazi foarte mult și e greu să fii concentrat la fel și să dai tot. Și antrenorul și președintele spunea că jucați cam fiecare pentru el. Nu vreau să comentez. Dânsii știu mai bine ce văd și ce au de spus, nu sunt în măsură să comentez ce spune domnul Grigoraș sau domnul Cândescu. Spunea de asemenea că ar trebui să revii cu picioarele pe pământ. Păi sunt cu picioarele. Sunt cu picioarele pe pământ. Nu, v-am spus, nu vreau să comentez aceste... Ai acceptat condițiile care ți le-a dus domnul Grigoraș? Poftim? Ai acceptat condițiile care ți le-a dus domnul Grigoraș? Normal, de ce să nu le accept? Dânsul este persoana care m-a ajutat foarte mult pe mine în carieră de când am revenit în România. Îi datorez foarte multe dânsului. Dacă nu era dânsul și dacă nu îmi dădea încredere, probabil nu ajungeam la acest nivel. Au fost momente când m-a și lăudat, sunt momente când și mă critică, însă sunt convins că o face într-un mod pozitiv, într-un mod în care își dorește să mă ajute și accept și criticile și laudele în același timp. Cum vezi meciul de la Cluj în situația în care sunt ei acum? Un meci dificil, nu? Chiar dacă au o situație foarte dificilă, nu și-au primit banii de foarte mult timp. Sunt convins că sunt dornici să demonstreze că merită să joace în prima ligă. Sunt convins că niciunul de acolo nu cred că se gândește că va rămâne acolo și de la anul. Și sunt convins că fiecare va încerca să facă un meci bun, să joace cât mai bine, pentru că la anul să fie la echipă de prima ligă. Le mai dai 6 goluri? V-am spus, cel mai important pentru noi acum e să obținem o victorie și să ne refacem moralul, să spun așa. Ești unul dintre fericiții la Pandurii care a confirmat într-o președință națională. Totuși, convocările viitoare vor depinde și de evoluția voastră la Pandurii și de locul pe care îl veți ocupa. Da, normal, suntem convinși de acest lucru. Datorită evoluțiilor noastre am reușit să mergem la echipa națională, atât eu cât și ceilalți colegi ai mei. Suntem convinși că dacă nu ne vom pregăti la fel de bine și dacă nu vom juca la fel de bine, nu vom mai fi convocați. Și totul depinde de noi, nu? Dacă vom reuși să obținem rezultate pozitive și dacă vom practica un joc frumos și vom juca bine, sunt convins că vom primi convocări în continuare. Aștepți iarna mai repede? Pauza să vină mai repede? Da, sincer, da. A fost un an greu, un an cu multe meciuri. Personal, nu prea am avut zile libere, însă mă bucur că am reușit să ajung la acest nivel, mă bucur că am reușit să joc meciurile acestea, că am reușit să ajung la echipa națională. Însă, în același timp, doresc să vină și vacanța, să mă deconectez puțin, pentru că fiecare avem nevoie de acest lucru. Și ceva cadouri colegi noi? Asta nu va depinde de noi, întrebați-l pe domnul Condescu. Ne dorim să vină jucători de valoare, jucători noi care să ne ajute. Avem nevoie de acest lucru și sunt convins că virgulă conducerea va face tot posibilul să ne întărească, să spun așa. În iarna asta vrei să ajungi la Piatra Neamț doar acasă sau și pentru joc? Eu personal aș vrea să nu se mai joace etapa a treia, dacă ar fi. V-am spus, cu toții ne dorim vacanța, însă
suntem conectați la ceea ce ne mai rămânem. Încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru aceste două, trei etape, câte mai sunt, și să obținem maximum. La Piatra cu siguranță voi ajunge, înainte sau după meci. Subiectul Steaua mai este deschis pentru tine? Subiectul Steaua mai este deschis pentru tine? V-am spus, nu vreau să mă gândesc la acest lucru. Vreau să câștig aceste două meciuri, două, trei meciuri care mai rămân, și după să plec în vacanță. Dar îndemnul lui Grigoraș, ar fi bine să pleci direct afară? Nu, vin mai peste oră. Cum? Și eu mi-aș dori același lucru dacă ar fi după mine. Vă dați seama, mi-aș dori să plec la o echipă în afară. Însă v-am spus, totul va depinde numai de mine. Nu vreau să mă gândesc la aceste lucruri. Dacă mă gândesc, sunt convins că nu se vor întâmpla, știi? Nu, v-am spus, mintea mea este aici. Mă bucur, mă simt foarte bine alături de colegii mei. M-au ajutat foarte mult în carieră, pot spune. Și îmi doresc să terminăm anul cât mai bine, împreună. Toscania sau alt campionat? În vacanță, nu știu unde plec, în Călder. La Călder. 1 decembrie vei lua altul tricolor? Pentru că nu știu unde mă prinde. Nu știu unde mă prinde 1 decembrie. Nu știu când cade și nu știu când... Sâmbătă după meci? Nu știu, ne va prinde pe drum. 12 noaptea, după a doua zi probabil mă voi... Nu trebuie conducerea, nu suntem.